salut, eu sunt Vlad Grigore și în episodul de astăzi vreau să vă spun că sunt răcit, dar nu asta contează. În episodul de astăzi o să facem Fanii îmi controlează viața, pentru că am văzut că este un nou trend pe YouTube și de ce să nu-l fac și eu. Ce înseamnă asta? Pe parcursul zilei de astăzi o să vă pun niște întrebări pe Instagram, iar voi o să alegeți ce o să fac. Eu zic să începem pentru că știu că nu vă plac introducerile. Urmează să vă întreb dacă să merg în parc singur sau dacă o să-l iau și pe Mojo cu mine. Astăzi filmăm Fanii îmi controlează viața, nu Mojo? Să mă duc în parc singur sau să mă duc cu Mojo în parc. Ok, am creat aici o stare. Ne revedem după 10 minute să vedem ce ați ales. Ok, au trecut cele 10 minute să vedem ce ați votat. L-ați votat pe Mojolino. Deci Mojo, mergem în parc. Stai să vedeți cum reacționează când îi iau hamul în mână. Mor. Nu cred, aproape și l-a pus. Să nu îndrăznești să te piști pe la vecini. L-am adus pe Mojo în parc. Ghiciți unde vrea, la gunoi. Bravo, mami, te-am învățat bine, hai. Bă, dacă vrea, mușcă. Nu știu, acum mai depinde de noroc. Băgați mâna? Vezi că e foarte agresiv. Mușcă, depinde, cum are el chef. Nu vezi ce față are, n-are față. Zic că e trist. Cum îl cheamă? Dorinda. E fată? E fată. Dacă vrea să te mușcă, te mușcă. Sus, hai. Hai, bravo, hai, fugi, fugi. Bravo! L-am dus pe Mojo și în parc. Urmează să vă întreb dacă să-mi beau cafea sau dacă să mă duc la schivo să dau un shot. Ok, hai să facem Insta story-ul. Să-mi beau cafea sau să mă duc la schivo să dau un shot. Ce cât e un cânetă la urmă, drag? Nu știu cât e, 50.000 de euro. Gata, am postat. Lăsăm 10 minute, da? Ok, ne-am întors acasă și să vedem rezultatele. Ok, felicitări, Schivo, trebuie să vin la tine să dăm un shot. Îmi place de voi, sunteți spontani. Dar mai întâi să o sunăm să anunțăm. Hello. Bă, Schivo, vezi că eu filmez Fanii îmi controlează viața și am pus o întrebare să ori să-mi beau cafea, ori să vin la tine să dăm un shot. Deci lumea a ales să dăm un shot, deci trebuie să vin la tine. E dimineață și suntem doi și tu vrei să dăm un shot. Da, exact. Ai ceva alcoale pe acasă? Dacă nu iau eu. Cred că am. Cred. Este pălincă. Pălincă? Oh. Un bărbat adevărat își începe dimineața cu un shot, da? Da, aia zic, într-adevăr. De fapt, un pahar de whisky cu viață, dar nu avem whisky. Hai că iau eu shoturile și vin spre tine. Lasă-mi adresa prin mesaj. Bine. Hai, pup. Prea cute, cred că le iau pe astea. Schivo, vin! Am ajuns la Schivo, am primit și papucii. Neața, Schivo, ce faci, mă? Acest început ca la Vogue, acum vă voi prezenta prosoapele mele de bucătărie. Pasiunea ta. Pasiunea mea, prosoapele și apa plată. Da. Icoană, credincioasă ești, nu? N-am văzut. Va trebui să dăm un shot de pălincă. Pentru că asta am în casă. Asta ai, arată-le și oamenilor. Ce ai tu în frigider, în loc să ai mâncare. Hai, arată-le. Suică de prune. Înainte de consum arăți așa. Și după consum arăți a prințesă. Deci avem shoturile. Aici avem suică. Hai că pun eu, că eu știu cum să pun. Pălincă. Scrie suică de prune. Dar nu punem mult. Nu mult de tot. Vă și arătați. Nu se poate așa ceva. Nu. Eu îl pun pe al tău. Nu. Asta e al tău și... Atunci eu îl pun pe al tău. Bine, da? Hai. Bine. Gata. L-a pus cu cap. Hai, Schivo. Cheers. Dar de ce bem? Minutes later. Urmează să mergem. E clară treaba. Urmează să mergem în parc și ce să facem noi în parc? Să facem twerk sau să ascultăm manele ca niște cocalari? Să facem twerk în parc sau să ascultăm manele ca niște cocalari? Am băut palinca. Much later. Au trecut cele 10 minuțele, suntem deja în parc. Au trecut 2 secunde și deja există 15 poziții. Să vedem rezultatele. Da, twerk câștigă. Nu te cred, arată. Trebuie să facem twerk. 6-6 lăsă. Twerk, eu nu știu să fac twerk, Schivo, trebuie să mă înveți. Deci acesta este un parc de copii. Pentru că este singurul loc în care nu sunt oameni la această oră și nu ne facem de caca. Ok. Și acum începem tutorialul. Deci prima dată, luăm mâneca ca să se vadă cum e. Da? Și după aia trec picioarele așa puțin. Puțin presionat. Pe bun.
picior, știi? Se vede bine? Gata. Am făcut tot. Și se uite și domnul de la pâine, uite. E acolo. Acum o să facem ceva foarte incurat. O să mergem să mâncăm la Mac. Noi duhnind apalincă într-un fel foarte, foarte grav. Și am zis că Schivo o să vorbească la McDonald's așa. Dați-mi și mie un combo na. Am terminat de mâncat eu cu Eventually. Urmează să vă întreb dacă să mănânc extra picant sau să mănânc normal. Eu nu mănânc picant în general și nu-mi place mâncarea picantă, dar aș face-o pentru voi. Așa că haideți să întrebăm. Să mănânc ceva extra picant sau să mănânc normal? Au trecut cele 10 minute, ați ales să mănânc extra picant. Vă mulțumesc din suflet. Urăsc. Ultima întrebare, să merg îmbrăcat la Mac îmbrăcat în Panda sau să merg îmbrăcat normal? Interesați, să votați să merg îmbrăcat în Panda, deci bine, îmi împrumut costumul tău de Panda, da? 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 Vedeți? După cum ați votat, evident, Vlad este îmbrăcat. Yes! Dacă nu am reușit twerk-ul ăla cu schimbă, iau, tata. Ia! Sărac! Hai, Nichi, arată un twerk. În doi tabla. Bună seara, telespectatorilor! Bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube! În această seară, la Wow sau Bau, l-avem invitat special pe... Panda. Cu care sperăm să facem audiență. Aici e locul tău. Nichi, tu nu ești. Funny. Gata, am făcut-o. În punga aceea din spate avem acel sandwich cu extra ce? Jalapeno, stai așa că nu e complicat. Mă rog, ne vedem acasă. Da. This video is not sponsored. Asardei? Foarte bună. Dacă aici cam asta a fost și cu episodul de azi, vă mulțumesc că m-ați urmărit. Nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, dar știți voi asta. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, mă faceți acum. Ne vedem data viitoare. Okay.